Am văzut printre colegii de slujire, printre slujitori, dacă aud că undeva este o întrunire și că vin oaspe și că n-au loc să slujească, zice, bă, nu mă duc, că sunt ăia. Păi stai, mă, dar tu n-ai nevoie să vorbească Domnul prin ăia sau când te crezi mai crescut. Nu e bună starea aceasta, dragii mei. Trebuie să fim setoși după Cuvântul Lui Dumnezeu, trebuie să fim setoși. De multe ori, poate la noi, predicatul este starea aceasta că zici că pe bucătar îl mulțumești foarte greu. Și starea aceasta, ca și cum parcă să nu te mai bucuri de niciun cuvânt sau să nu-ți mai vorbească Domnul prin nimeni. Ca și cum tu le știi pe toate dacă predici cuvântul, predici Evanghelia și parcă nu se mai lipește nimic de tine. Și nu e bună starea aceasta, dragii mei. Dumnezeu vrea să avem inimi mari. Dumnezeu vrea să avem inimi smerite. Dumnezeu vrea să avem inimi deschise. Că știi ce se întâmplă? Dumnezeu poate să ne vorbească chiar și prin cineva care știe Biblia mai puțin decât noi. Poate să fie unul întors de curând și Dumnezeu să spună prin el un adevăr prin care tu sau pe care eu nu-l împlinesc. Lucrul acela. Și atunci suntem noi gata să împlinim? Dar dacă suntem plini de noi, dacă suntem plini de umanitate, dacă suntem plini de cunoștință, de multe ori lucrul acesta ne împiedică să nu împlinim ceea ce Domnul vrea să ne dea, ceea ce Domnul vrea să ne vorbească. Dragii mei, sunt anumite păcate generale la care toți au acces. Când e vorba de bârfă, toți pot să bârfească. Dacă e vorba, știu eu, de curvie, oricine poate cel puțin cu mintea să facă lucrul acesta. Dacă e vorba de clevetire, toți poate să clevetească. Dar sunt anumite păcate specifice pe care nu toți poate să le facă. Și numai unii oameni poate să le facă păcatele acelea. Și despre aceasta am pe inimă să vorbesc în seara aceasta câteva lucruri despre anumite păcate specifice pe care doar unii poate să le facă, nu poate să le facă toată lumea. La multe trânge, seri de veche, când sunt prorocii, de multe ori am văzut că sunt numai de încurajare, numai de ridicare și foarte puțin sau deloc de mustrare sau de corectare. Dar știți de ce se întâmplă lucrul acesta? Dacă un proroc îndrăznește să se ridice, să mustre un predicator, când predicatorul vine la avon, îl face varză cu cuvântul. Și după aceea, prorocul nu mai are curaj să prorocească. De aceea mă bucur pentru prorociile care au fost în seara aceasta. Mai este loc de corectare, mai este loc de pocăință, dragii mei. Și în mine, și vreau să cred că și în dumneavoastră. A mine m-a tristat că de multe ori în biserici nu mai este lucrarea aceasta curată de mustrare. Nu mai este lucrarea aceasta curată de corectare și știți de ce? Știți de ce se întâmplă lucrul acesta? Acesta este un păcat pe care numai un proroc poate să-l facă. Și anume, te lași înfricoșat de oameni, îți e frică de oameni, ai dat anumite prorocii de mustrare, ai văzut că s-au sărit în cap oamenii și apoi nu mai prorocești de mustrare. Stai cu minte și sufli și în iaurt de teamă că oamenii să nu se ia din nou de tine. Aceasta nu este o stare după voia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a dat un dar să prorocești. Tu trebuie să prorocești cuvintele lui Dumnezeu. Tu n-ai voie să îndulcești lucrarea. Tu n-ai voie să mângâi acolo unde Dumnezeu nu mângâie. Tu n-ai voie să ridici acolo unde Dumnezeu nu ridică. Dacă Dumnezeu spune să mustri, dacă Dumnezeu spune să tai, fă lucrul acesta, pentru că faci lucrarea lui Dumnezeu. Dar dacă tu încerci să mângâi acolo unde Dumnezeu mustră, nu mai faci lucrarea lui Dumnezeu. Ci lucrezi în așa fel ca proroc, ca oamenii să te accepte, ca oamenii să te mai primească și data viitoare, ca oamenii să zică, frate, mai vină pe la noi. De aceea vă spun cu strângere de inimă că de fiecare dată când este pentru mine o lucrare în care nu sunt și mustrat, am dubii cu privire la lucrarea aceea. Chiar dacă îmi spune anumite lucruri reale din viața mea, am dubii și parcă nu pot să o primesc cu toată inima. Vă înțeleg că o lucrare adevărată din partea lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu spune și ce trebuie să corectez, pentru că, hai să fim sinceri, dragii mei, sunt lucruri de corectat în viața noastră. Să fim sinceri cu noi, să fim sinceri cu noi înșine, să fim sinceri cu Dumnezeu, să fim sinceri cu frații. Domnul să ne ajute la lucrurile acestea. Apoi, mai sunt anumite păcate specifice pe care numai un slujitor, numai un predicator poate să le facă. Vreau să enumăr câteva din păcatele acestea. Dragii mei, unul din aceste păcate este dezbinare. Se predică mult în biserică despre dezbinări. Să nu părăsim adunarea noastră, să nu ne dezbinăm și așa.
Dar dezbinarea se poate produce în multe feluri și în multe forme. Am văzut o situație într-o anumită zonă din țară, nu o să spun unde, era un păstor peste adunare, păstora mai multe adunări, păstorul acesta, dar nu făcea față să meargă la toate bisericile să se ocupe așa cum trebuie de ele. La un moment dat, într-una dintre biserici, a crescut cineva spiritual în acea biserică, Dumnezeu l-a crescut. Păstorul acesta nu făcea lucrarea aceasta să-l ordineze. El dorea să fie acolo șeful, să nu treacă nimeni peste el, să nu aibă nimeni peste el în biserică, cu toate că Dumnezeu l-a lăsese ca păstor. Dar la un moment dat, frații cumva s-au săturat de starea aceasta, Dumnezeu l-a crescut pe fratele acesta în fugire și s-au despărțit de păstorul acesta, s-au aliat cu alți frași, au pus pe altcineva și l-au ordinat. Și a spus, da, și până la oricum virar, fratele aici cu noi, și l-au ordinat pe fratele acela. Fratele care a fost de curând ordinat în biserică nu trăia în păcate vizibile sau în lucruri grosolane sau în lucruri urâte. Nu avea o viață compromisă, trăia o viață curată, după voia lui Dumnezeu. Dar fratele acesta păstor, de teamă că i s-a lezat onoarea, ce-a făcut? Și-a luat 3-4 babe, 3-4 băbuțe care erau de partea lui și și-a făcut altă biserică în acele localități. Este drept lucrul acesta? Este o lucrare curată lucrul acesta? Este o lucrare după voia lui Dumnezeu? Nu. Care ar fi fost parcursul care trebuia făcut atunci? Păi frate, dacă așa au decis frații și dacă Dumnezeu te-a investit cu putere și cu autoritate, te las pe tine să fii conducător aici. Eu mă retrag și așa mă mai ocup de alte biserici. Dar nu, el a vrut să rupă, a luat câteva băbuțe și a mai făcut și el o biserică în aceeași localitate. Aceasta nu poate să fie o lucrare din partea lui Dumnezeu. Aceasta este o lucrare de dezbinare pe care numai un păstor poate să o facă. Sau numai un lucrător poate să o facă. Nu poate să facă oricine lucrarea aceasta de dezbinare. Pune în Ezechiel acolo, vai de păstorii care disipesc turma pășunii mele. Toate lucrurile acestea vor ajunge la judecată înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să fim vegheatori în post, trebuie să fim vegheatori în rugăciune, ca și biserică, ca Dumnezeu să ne țină în unitate, Dumnezeu să ne țină aproape de El, pentru că în timpul acesta, de pe urmă, biserica lui Dumnezeu este lovită în fel și chip din toate părțile, din toate direcțiile și în toate felurile. Atunci când stăm în post, atunci când stăm în vechire, atunci când stăm în rugăciune, aproape de Dumnezeu, vrăjmașul nu mai are pe unde să intre și nu va avea putere ca să rupă încă un fel anume biserica lui Dumnezeu. Cum a spus, dezbinarea este de mai multe feluri. Dar am vrut să vorbesc pe linia aceasta de dezbinare pe care numai cineva anume, numai un lucrător poate să facă dezbinarea aceasta. Dar mai este și alt fel de dezbinare. Mai e când cineva din biserică nu-i convine să fie mustrat, nu-i convine lucrul acesta și merge și-și face altă biserică. Mai e un caz, tot la fel, era un frate pentru care Dumnezeu s-a folosit la un moment dat, a fost și păstor, și la un moment dat n-a mai corespuns viața lui așa cum cerea Biblia, așa cum cerea Dumnezeu, a făcut unele lucruri, unele probleme. Și atunci frații au spus, nu l-au mai dorit să fie păstor din cauza incompatibilității vieții lui. Și atunci, la fel, fratele acesta a rupt o biserică în două. Eu am fost prezent în urmă cu vreo 2 ani de zile la biserica aceea care s-a rupt, 2 ani, poate 3 ani, și s-a dat o prorocie, cum s-a dat și la dumneavoastră azi. S-a zis, dacă postiți și rugați-vă, a fost prorocia în sala aceasta, că dacă nu, un nor negru va veni peste biserică. Ceva foarte asemănător a fost și peste biserica aceea și a spus, dacă nu postiți și dacă nu vă veți ruga, biserica se va rupe. Și eu atunci am fost acolo, am auzit prorocia. Și acum, după vreo 3 ani de zile, s-aud că biserica s-a rupt. S-aud că păstorul acesta, care n-a mai corespuns viața lui cu cerințele Bibliei, a venit și a făcut o altă biserică în aceeași localitate unde era deja o biserică de credincioși. Asta nu e lucrare, dragii mei. Să vii să faci biserică unde deja este altă biserică. Când Dumnezeu folosește pe cineva să facă o biserică, îl trimite unde sunt oameni nepocăiți. Asta este lucrarea curată a lui Dumnezeu. Amin. Dar cineva vine și pune o biserică
biserică, lângă altă biserică, omul acela este trimis de diavolul ca să dezbină o lucrare bună pentru sponsorizări, pentru bani, pentru faină. De lucrarea făcută de felul acesta nu este după voia lui Dumnezeu. Un alt tip de păcat specific pe care îl poate face numai un lucrător este atunci când nu este corect cu frații și cu Dumnezeu referitor la caseria bisericii. În fiecare biserică trebuie să existe o transparență totală despre ceea ce se face cu banii fiecărei biserici, trebuie să existe o dare de seamă și trebuie să știe de la cel din față până la cel din ultima bancă ce s-a făcut cu banii bisericii, pentru că toți donează, toți din biserică contribuie la colectă sau la zeciuieli și de aceea trebuie să existe o transparență totală. Am văzut o mărturie, un păstor din străinătate, Daniel îl chema, nu mai știu ce la nume, e un nume mai greu, un nume african, punea o mărturie pe cum Dumnezeu i-a arătat iadul și i-a arătat acolo un păstor care ajunsese acolo în iad și era chinuit și era foarte, foarte, foarte chinuit acolo în plăcăile iadului și i s-a dat să-l întrebe de ce e acolo și a spus că a vrut să ia să împrumute pentru o clipă niște bani în caseria bisericii și să-i pună înapoi mai târziu. Dar n-a apucat să facă lucrul acesta, să-i mai pună înapoi și a murit înainte să poată să-i pună înapoi și atunci Dumnezeu l-a băgat în iad pentru furt. Hoții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu dorește ca din banii bisericii să se poată face și lucrarea lui Dumnezeu și cei care fac bine slujba spune că sunt învredniciți cu îndoită cinste. Dar lucrurile trebuie să fie transparente. Trebuie ca biserica să simtă cu lucrătorii, trebuie ca biserica să simtă cu nevoile lucrării. Dar lucrurile acestea trebuie să fie deschise, să nu fie nimic secret. Atunci când ceva este secret, atunci diavolul are putere. Și Dumnezeu nu vrea lucrul acesta. Dumnezeu nu vrea lucrul acesta. Dumnezeu vrea să existe transparență, vrea să existe sinceritate. Dragii mei, un alt lucru pe care poate să-l facă numai un lucrător, nu-l poate face un creștin din ultima bancă, lucrul acesta, păcatul acesta, este de a pune pe cineva pe parte sau a nu băga pe cineva în seamă, datorită unei animozități personale. Când vine un lucrător, un proroc, vine la, știu, la păstor și spune o lucrare de mustrare, pune casa în îndoială că uite așa și așa. Și atunci eu, ca lucrător, pe fratele respectiv sau pe sora respectivă, îi marginalizez, nu-i mai bag în sală. Parcă nici pe față nu-i pun sub mustrare, dar cumva, cumva îi dau la o parte așa pe nesimțite, ca și cum nu am nimic cu ei, dar nu mai folosesc în rugire pe frate aceea care nu-mi convine mie de ei. Acesta iarăși este un păcat pe care numai un lucrător îl poate face. Nu este bună starea aceasta, nu este bună situația aceasta, nu este plăcută lui Dumnezeu. Eu ca slujitor, dragii mei, dacă văd că un frate m-a mustrat și m-a mustrat pe drept, m-a mustrat pe corect, și văd că omul acela este sincer și ține cu lucrarea lui Dumnezeu, întâi pe ăla trebuie să-l pun la urmă. Întâi pe ăla care m-a lovit cu cuvântul Domnului. Știți ce spune? Știți ce spune în cuvântul Domnului? Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșii a lui, binecuvântat să fie Domnul. Domnul să ne ajute să putem să primim, să putem să fim oameni deschiși, să putem să fim oameni buni, să putem să fim oameni sinceri. Un alt lucru pe care poate face numai un lucrător este a pune la acord pe cineva despre care păstorul știe că nu merită să fie pus, dar îl pune pe criterii nebiblice, pe criterii de ortodoxie, pe criterii de prietenie, pe criterii de rudenie, pe criterii, știu eu, poate financiare. Lucrul acesta, iarăși, nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu, nu-i place lui Dumnezeu. Dragii mei, a fost la multe semne de greșit. Un lucru pe care l-am observat, atunci când vin frați din mai multe părți, în unele biserici, la semne de veche, să consider așa să ia, băi, care e lucrător din fiecare biserică? Sau care e coordinat din fiecare biserică? Păi ăla, ăla, ăla. Bun. Îi pune voia la slujire. Păi, bun. Dar dacă Dumnezeu n-are niciun cuvânt să spună prin ăștia ordinați și are prin unul care nu e ordinat să spună ceva,
N-ar trebui noi să fim atenți la Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească pe cine punem și prin cine vrea să vorbească? Poate acela care e ordinar, poate e obosit, poate n-a avut timp să-și pregătească un cuvânt, sau poate nu într-o stare potrivită ca să vorbească în ziua aceea, dar poate Dumnezeu are să vorbească prin cineva care nu e ordinar, dar care Duhul lui Dumnezeu este el și care are ceva de spus din partea Domnului. Și în felul acesta, pasiunea că trebuie făcută o lucrare curată. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne facă bine în felul acesta. Am fost de curând într-o cetate și a fost pentru prima dată când am fost acolo, am fost cu niște frați, împreună cu niște frați, s-a cântat, a fost rugăciuni, a fost cuvânt de predică și la un moment dat am văzut că intră pe ușă niște frați. Așa am zis că sunt frați. Au intrat așa ostentativ, s-au pus undeva pe primele bănci și și-au deschis Biblie. Toată adunarea ei stăteau cu Biblie deschise și răspăiau Biblie. Răspăiau din Biblie ca și cum spuneau prin răspăirea aia, spuneau pune-mă, pune-mă să predic. Tu nu vezi că nu am pregătit să predic aici, pune-mă că vreau să predic. Mă înțelegeți? Și până la urmă i-au pus, dar au vorbit lucruri multe din încredințarea lor și nu după voia lui Dumnezeu. Nu după voia lui Dumnezeu. Au ținut neapărat, au ținut morțiși. Noi vrem să predicăm primii. A spus la urechi stațional, noi vrem să predicăm primii. După ce au predicat, au și plecat. N-au mai vrut să-i asculte pe ceilalți. Ce mai stăm noi să mă ascultăm pe ceilalți care vorbesc? Am vorbit, gata, ne-am făcut numărul, mergem acasă. Lasă-i pe ăștia să stea aici așa. Nu mai avem nevoie. Dacă noi ne-am vorbit doar, nu mai avem nevoie să mă ascultăm pe alții. Nici starea aceasta nu este bună, nu este după voia lui Dumnezeu. Când mergem să slujim, dacă suntem slujitori, dacă suntem chemați de Dumnezeu într-o lucrare, nu mergem să facem regula în biserica respectivă, să spunem, noi vreau să fiu primul sau vreau să fiu ultimul, sau dacă, adică în sensul ca prin ceea ce aleg eu să mă slăvesc pe mine, să mă pun într-o poziție mai diferită, mai pronunțată față de ceilalți. Nu. Dacă cumva pot ca să decid, prin decizia mea să caut să fiu cel mai smerit în lucrarea respectivă. Fraților, vreau să umplu un gol. Dacă se poate să slujesc și dacă am un loc, vreau să umplu un gol, nu să iau locul cuiva. Și să slujesc acolo unde este un gol, să fac o slujire de smerenie. Așa vrea Dumnezeu de la noi, dragii mei. Aceasta va fi o slujire primită de Dumnezeu, o slujire apreciată de Dumnezeu, o slujire de care Dumnezeu se va bucura și care va fi primită în cerul binecuvântat să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. M-am mai gândit la o situație și anume în situația în care cineva poate are ceva din partea lui Dumnezeu, are un dar din partea lui Dumnezeu, biserica în care este, și nu este lăsat să lucreze cu darul pe care Dumnezeu i l-a dat. Ce să faci în situația respectivă? Ce să faci în cazul în care Dumnezeu ți-a dat poate darul de, știu eu, de prorocie și nu ești lăsat să prorocești, sau Dumnezeu ți-a dat darul de a predica Evanghelia și vezi că sunt puși la învor alții care nu s-au pregătit, n-au postit, nu s-au rugat, nu știu atâta de multe versete câte ție Domnul ți-a dat să le cunoști și totuși pe ei pune și pe tine nu te pune. Ce poți să faci în situația aceasta? Sau ce ești ispitit să faci într-o situație ca aceasta? Dragii mei, în primul rând, nu fă nicio mișcare fără să primești o direcție și o călăuzire clară din partea lui Dumnezeu. Cel mai bun lucru de făcut atunci când ești în această situație este să te rogi mult înaintea lui Dumnezeu, să postești mult, să ceri călăuzire de la Dumnezeu mult. Pentru că în situația aceasta, cel mai greșit lucru ar fi să iei o decizie pripită, o decizie la nervi, o decizie la răzbunare care ar putea să specializeze toată viața de slujire atunci când faci ceva la stres. Vedem că Saul a făcut un lucru la stres. A făcut un lucru atunci când a fost pus la scrutorare, poporul să risipea și zice, măi, aduc eu jertfă acum. Era constrâns de situație.
Nu fă niciodată, nu lua niciodată o decizie când ești constrâns, când ești presat. Mai bine mai roagă-te odată, mai bine mai postești o zi, mai bine mai stai și mai plângi, mai să mai primești un cuvânt din partea lui Dumnezeu, ca să fii sigur de decizia pe care o iei, chiar dacă ești încorsetat, ești cândva pus la perete în biserica din care vii. Nu lua o decizie la nervi, nu lua o decizie la mânie, pentru că în felul acesta poți să pierzi mult dacă e o decizie fără voia lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci când ești în asemenea situație, ferește-te să vorbești de rău păstorul sau biserica care te opresc din slujire. Știți ce se întâmplă, dragii mei? Spune acolo în cartea Proverbe că atunci când vorbești de rău să te ferești că o pasăre a cerului va lua vorba ta și o va duce. Dacă tu te plângi și chiar dacă te plângi pe drept, se va întâmpla ca tu, care ești cumva marginalizat, ești cumva poate, știu, oprit din slujire sau ești lovit pe nedrept, din cauza creștinii tale și mai mult să apese peste tine situația aceasta, pentru că vorba ta va ajunge să fie luată ca o cârtire sau ca o răzvrătire când va ajunge la cine nu trebuie. Și va zice, ce mă, ăla care a zis așa, să-l pun să facă cu tare slujbă? Niciodată. Mai bine este să te smerești, mai bine este să vorbești ceva de bine despre cei care au vorbit de rău împotriva ta. Și în felul acesta Dumnezeu te va ridica ușor, ușor, binecuvântat să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă cumva vei face o slujire publică, verifică-ți bine inima înainte de asta și asigură-te că nu mai este acolo niciun pic de ranchiună, niciun pic de dorință de răzbunare. Dacă nu vei face asta, vei ajunge să-i ataci public pe cei care îți încetinesc slujirea, iar aceștia vor folosi lucrul acesta împotriva ta. Deci dacă ești nedreptățit într-o slujire, ispita care vei fi tentat să o faci, va fi aceea când scapi la avon sau când scapi cumva în față, să-i ataci pe cei care te-au nedreptățit. Și lucrul acesta nu va fi din partea Dumnezeu, nu îți va face cinste și nu te va ajuta cu nimic să propulsezi în lucrarea care Dumnezeu te-a chemat, ci mai mult va aduce o presiune asupra ta și mai mult oamenii te vor încorseta. Și de aceea, mai bine, când zice acolo în cuvântul lui Dumnezeu, este bine pentru tânăr în tinereța lui să-și umple gura cu sărână și să tacă. Dacă Domnul i-a pus un jug, dacă Domnul ți-a pus jugul ăla, Domnul va lua jugul. El ți-a pus jugul, El îl va lua. Oamenii nu poate să te țină. Dacă Domnul te-a chemat, dacă Domnul te-a chemat la o slujire, oamenii nu vor avea puterea să stea împotriva ta. Dar nu te lupta tu cu oamenii. Lasă-l pe Domnul să se lupte. Că dacă te lupți tu, ești sortit pe inimii. Dar dacă tu îți umpli gura cu țărână și taci din gură, Dumnezeu va face ca dreptatea ta să strălucească ca soarele, binecuvântat să fie Domnul, și atunci cei care te prigonesc, ei vor, te vor chema și îți vor spune, frate, Domnul are nevoie de tine o slujire, binecuvântat să fie numele Domnului. Aceste lucruri, aceste cuvinte vin din partea lui Dumnezeu. Altă ispită, ca și slujitor, ca și predicator, este de a încerca să-ți găsești un loc în slujire cât mai bun, cât mai confortabil, devenind cumva cățelușul oamenilor sau marioneta oamenilor. Știți că în Biblie spune acolo, afară sunt câinii. Afară sunt câinii și acum vedeți în asta, câinii au multe atribute rele, câinii mușcă, câinii latră, au și atribute bune, dar una din atributele la care m-au gândit, încă un câine, tu îl folosești ca să îți facă voia ta, să îl trimiți, să îl pui pe unul, bă, apor, mușcă. Să-ți facă popularitate. Mușcă. E, ce se întâmplă? Când intri în slujire, poți de multe ori să fii tentat să fii foarte subiectiv cu oamenii. Adică e o situație, știi că fratele Daniel are puterea să te pună sau să nu te pună la avon. Și atunci tu te iei așa bine până că fratele Daniel, te porți așa frumos cu fratele Daniel, chiar dacă fratele Daniel îți greșește, tu nu-i mai spui nimica. Pentru că știi că dacă îi zici ceva, el are puterea să nu te mai pună la avon. Nu deveni niciodată robul oamenilor, nu deveni niciodată cățelușul nimănui. Nu face nimic din răutate, dar ai grijă să nu-i măgulești pe oameni când Dumnezeu nu vrea să faci lucrul acesta. Fii un om
imparțial, fii un om care să fie de fiecare dată din partea, de partea lui Dumnezeu, chiar și atunci când se, trebuie să ai poate ceva de mustrare pentru cel care are puterea să te pună sau să nu te pună la vână în slujire, trebuie să rămâi omul lui Dumnezeu și atunci, fie că ești proroc, fie că ești predicator, în orice situație trebuie să fie omul lui Dumnezeu. Domnul să ne dea putere și Domnul să ne dea credință la lucrul acesta. Dragii mei, cuvintele acestea am primit acum o săptămână și ceva și n-am știut în ce biserică le voi spune. Nu le-am mai predicat până acum. Domnul a îngăduit să le spun astăzi în locul acesta și Domnul să ne ajute să ne apropiem de El, Domnul să ne ajute să ne pocăim, Domnul să ne ajute să creștem în relație cu El, Domnul să ne ajute să ne putem pregăti pentru ziua venirii Lui. Mai sunt lucruri de schimbat în noi, mai sunt lucruri de schimbat în temperamentul nostru, în vorbirea noastră, în relațiile noastre unul cu altul, în relațiile noastre familiale, soț cu soție, conversații, supărări, mânii. Domnul să ne schimbe, Domnul să ne ajute să ne pregătim, Domnul să ne dea biruință. Dragii mei, ne ridicăm în picioare și în rugăciunea aceasta, dragii mei, pe care o vom face înaintea lui Dumnezeu, am dorit ca să ne rugăm pentru cei nepocăiți din familiile noastre, pentru cei nemântuiți din familiile noastre, ca Domnul să-i aducă la pocăință, ca Domnul să atingă de ei, ca Domnul să îi aducă, dragii mei, să vină în casa Domnului și să fie născuți din nou. Dragii mei, spunea cineva o mărturie. Era o soră care venea la biserică de 20 de ani și avea un soț bețiv, un soț care l-avea cu băutura. Și sora aceasta, când venea soțul ei acasă, bea și făcea nebunii, când se punea soțul ei în pat mor de beat, lua o bântă și îi dădea câteva bânte pe spinare. Ca să se răcurească și ea, să răcurească zădusul după tot ce-i făcuse soțul ei pe divan. Și lucrul acesta s-a întâmplat vreme de 20 de ani. După 20 de ani vine la păstor și zice, frate, eu nu știu ce să mai fac, m-am rugat 20 de ani pentru soțul meu, de 20 de ani vin la biserică, de 20 de ani mă rog pentru el, am și postit câteodată pentru el și totul nu se întoarce. Și într-un moment de sinceritate, sora îi spune și faza aceasta cu bățul, că îi mai dă câteva bete pe spate. La care păstorul îi spune, soră, când vine soțul tău acasă, bea, ia-l în brațe, spune, bine ai venit acasă, bețivul meu, tu ești soțul meu, mi te-a dat Dumnezeu să te iubesc, să am grijă de tine, fă-i mâncare, ajută-l să se schimbe, fă-i tot ce-i trebuie lui. Și atunci rugăciunea ta va fi ascultată. Și sora face lucrul acesta. Când vine soțul acasă, îl ia, îl pupă, nu mă apucă el să zică, nu tău preferat, vino aici și așează-te la masă. Surprins, așează, nu mai zice nimic, mănâncă, se duce în față, culcă. Și sora tot repetă procesul acesta. După 3 săptămâni, soțul îi zice, vreau și eu să merg cu tine la adunare. Acum, ia să gândești, ce să fac ăsta cu mine la adunare, face scandal pe acolo, să ia la bătaie cu pocăiții. Dar el nu, că vrea să meargă, vrea să meargă. Bine, mă, hai, dacă vrei să mergi, hai la adunare. Vin la adunare, în timpul predicii zice, fraților, vreau și eu să mă pocăiesc. Bine, se oprește slujba, vine ăsta în față, dar întreabă, predicatorul întreabă, dar cum de te-ai decis să te pocăiești? Zice, cum de te-ai decis să te pocăiești așa dintr-o dată? Zice, fraților, de 3 săptămâni s-a pocăit soția mea și vreau și eu să mă pocăiesc. Doamne, ajută-ne să ne pocăiești. Să vin lumină pentru cei din faptul noastră. Iar dacă într-un punct anume din viața ta înțelegi că n-ai fost lumină sau n-am fost lumină pentru cei nepocăiți din familie noastră, să lăsăm pe Duhul Sfânt, în seara aceasta, să-ți arate unde nu ești lumină pentru cei din familia ta, unde mai trebuie să te schimbi, unde mai trebuie să te pocăiești, unde trebuie să schimbi atitudinea, vorbirea, purtarea, ca cei din familia ta să vadă pe lumina lui Hristos în viața ta și să pocăiască. Haideți să intrăm în rugăciune. Amen.